Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, iată că descoperim noi elemente ale cortului întâlnirii pe măsură ce continuăm călătoria noastră prin paginile Sfintei Scripturi. Dacă până acum am fost introduși în cortul propriu-zis al întâlnirii, acum ne este prezentată curtea cortului cu articolele pe care le conține ea. Să ne aducem aminte că toate aceste lucruri, dincolo de funcționalitatea lor, sunt imagini ale persoanei sau lucrării Domnului Isus. În felul acesta sunt deosebit de importante datorită locului pe care îl ocupă în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea acestei lumi. Deci, să vedem despre ce este vorba în acest capitol 27 din Cartea Exod, unde ne aflăm în continuarea călătoriei noastre. Iată ce îi spune Dumnezeu lui Moise. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de cinci coți și lățimea lui de cinci coți, altarul să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de cinci coți. În cele patru colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculiță și tigăi pentru cărbuni. Toate uneltele lui să le faci din aramă. Acest mobilier prezent în curtea cortului întâlnirii este confecționat în general din aramă, după cum putem vedea, ceea ce reprezintă judecata asupra păcatului. Această problemă a păcatului trebuia rezolvată încă din curtea cortului, înainte de intrarea în locul sfânt. Elementele prezentate în locul sfânt erau confecționate din aur, reprezentând puritate, comuniunea cu Dumnezeu. În acest loc, în prezența lui Dumnezeu, păcatul nu avea loc, nu avea ce căuta. Nimic păcătos nu putea sta în locul acela. Din această cauză era foarte important ca omul să fie confruntat cu păcatul său încă de la intrarea în cort și să rezolve această problemă înainte de a se apropia de Dumnezeu. În stare naturală, din pricina păcatului, omul este de fapt în afara părtășiei cu Dumnezeu. El este în afara cortului. Ce trebuie omul să facă pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a putea intra în legătură, în relație cu Dumnezeu? În primul rând, omul avea nevoie de un înlocuitor, de cineva care să moară în locul lui. Poate că omul vrea să evite întâlnirea cu Dumnezeu, relația cu el, dar dacă vrea să se întâlnească cu Domnul și să nu moare, trebuie să găsească pe cineva care să moară în locul lui. Cineva trebuia adus ca jerfă pe acest altar de aramă. Uneori, acest altar este numit Masa Domnului sau Masa pentru arderea de tot. Acesta este locul unde Dumnezeu are de-a face cu păcătosul sau păcătosul cu Dumnezeu. Altarul acesta ne vorbește de asemenea despre crucea Domnului Isus și despre faptul că El este acela care a murit în locul omului. Este ceea ce Pavel descrie în cuvintele pe care le adresează efesenilor și pe care le găsim în capitolul 5, versetul 2 al epistolei adresate acestora. El spune așa, Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost jerfa arderii de tot pentru păcatele noastre. Să ne aducem aminte că și altarul acesta a fost prezentat de Dumnezeu pe munte. Deci și el copiază modelul altarului existent în ceruri. Crucea a fost altarul pe care Dumnezeu l-a dat pentru jerfa aceasta. Domnul Isus a fost dat la moarte prin voia deliberată a lui Dumnezeu, din acest motiv, Domnul Hristos a fost mai mult decât un om bun la suflet. El a fost și un om bun, dar și mielul jerfit pentru păcatele noastre. Deci, dragi prieteni, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu fără jerfă, fără să treacă pe la altarul de aramă, altarul pentru jerfă. Pentru Israel, lucrul acesta presupunea animalul și jerfa propriu zise. Pentru noi înseamnă credința în Domnul Isus, el este cel care a fost sacrificat pentru noi. El este mielul lui Dumnezeu. Iată cum îl descrie Ioan, botezătorul. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apostolul Ioan, pentru că el este cel ce redă cuvintele lui Ioan Botezătorul, a vorbit mereu despre faptul că Domnul Isus este mielul lui Dumnezeu, venit să ridice, să plătească pentru păcatele noastre pe acest altar al jerfelor. Iată deci ce a fost crucea în acele ultime trei ore când s-a făcut un tuneric și Domnul Isus a plătit pentru păcatele noastre. A fost altarul de aramă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, ni se spune Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Vedeți, omul nu se poate închina, nu se poate ruga sau sluji lui Dumnezeu până ce nu trece pe acest altar de aramă, altarul pentru jerfă. Dacă Domnul Isus nu ar fi fost pus pe acest altar, noi nu am fi putut veni înaintea lui Dumnezeu. Dacă am fi făcut o noi ar fi trebuit să murim pentru păcatele noastre însă el a venit să moară în locul nostru și niciodată nu este prea mult să repetăm acest lucru deoarece însemnătatea lui este deosebită acum domnul isus nu este numai mielul care a murit pentru păcatele noastre el este de asemenea și mielul înviat în cartea apocalipsa capitolul 5 versetul 6 dumnezeu ne spune prin apostolul Ioan și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Iată că Domnul Isus este și un dom viu. Altarul stătea la intrarea în cortul întâlnirii, iar crucea stă înaintea cerurilor. Nimeni nu poate intra în cerurile lui Dumnezeu, înviat, decât prin intermediul crucii șerfei Domnului Isus Hristos. Dar să mergem mai departe în descrierea curții cortului întâlnirii. Curtea cortului s-o face astfel. Înspre partea de miază zi, pentru alcătuirea curții, să fie niște pânze de in subțire răsucit, pe o lungime de 100 de coți pentru această întâi latură. Dar să vedem și versetul 16 pentru poarta curții cortului să fie o perdea lată de 20 de coți albastră, purpurie și cărmizie și de insubțire răsucit, lucrată la gherghef, cu patru stâlpi și cele patru picioare ale lor. Vă rog să observați din nou detaliile acestor lucrări. Și din nou avem aici diferitele culori pe care Dumnezeu le precizează, culori care conțin un anumit mesaj. Albastrul este culoarea cerului și ne comunică faptul că cerul este locul de unde va veni izbăvirea noastră, Domnul Isus. Stacojiul sau cărmiziul vorbește despre umanitatea Domnului Isus și despre sângele care a curs pentru omenire. Purpuriul este culoarea regalității și ne comunică faptul că Domnul Isus este regele regilor. Această perdea acoperea poarta cortului prin care intrau preoții și leviții, era perdeaua care îi separa pe cei dinăuntrul templului de cei din afara lui. Un alt aspect interesant cu privire la acest capitol îl constituie concluzia lui. Aceasta abordează uleiul folosit la candelele ce erau aprinse în interiorul cortului. Spune interesant din pricina locului în care este abordată această temă. Dumnezeu spune așa, să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfejnic un delem curat de măsline, fără drojdi ca să ardă în candele, necurmat. Așa cum am mai indicat, uleiul vorbește despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată ce interpretare ne oferă Profetul Zaharia cu privire la sfejnic. El spune așa: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice domnul Oștirilor. Cuvintele acestea le găsim în Cartea Profetului Zaharia, capitolul 4, versetul 6, și ne vorbesc despre puterea care vine prin Duhul lui Dumnezeu. Domnul Isus ne spune că Duhul ne va lumina, ne va învăța din lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Duhul nu ne comunică ceva ce îi aparține, ci ea din lucrurile minunate ale lui Dumnezeu și ne le comunică nouă. Să nu uităm, dragi prieteni, că El este cel de care avem nevoie pentru a fi călăuziți în călătoria pe care noi o facem prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. Fără sprijinul lui, nu numai că multe lucruri vor rămâne necunoscute pentru noi, dar nu vom ajunge la cel mai profitabil rezultat al acestui studiu. Știți care este el? Cunoașterea lui Dumnezeu. Este vorba despre acea cunoaștere care aduce modificări radicale în personalitatea noastră în caracterul nostru. Nu trebuie să ne temem de aceste transformări sau să le respingem, pentru că ele ne sunt absolut necesare în obținerea acelei relații cu Dumnezeu care aduce mântuirea și viața veșnică. O bună descriere a ceea ce face Duhul Sfânt în viața noastră găsim în cuvintele pe care Apostolul Pavel le adresează corintenilor în cea de-a doua sa epistolă, în capitolul 3, mai precis, versetele 16, 17 și 18, unde Duhul lui Dumnezeu spune așa. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată, căci Domnul este Duhul. Și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este foarte adevărat că pentru mințile noastre este greu să explicăm cum stau lucrurile în cadrul Trinității. Nu cred că avem cunoașterea și nici mijloacele de a comunica această taină divină. Orice încercare a noastră de a comenta Sfânta Trăime vine din aroganța noastră de a tot cunoscători. Oricum, cert este că întreaga Dumnezeire este implicată în procesul de izbăvire, de mântuire al omului. Să vedem dar ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pavel spune în versetul 16 că o primă contribuție a Duhului Sfânt este în ceea ce privește convertirea noastră. Despre ce este vorba? Ceea ce el definește în mod plastic, a fiind marama sau vălul care este peste ochii noștri, înseamnă de fapt orbire spirituală. Orbire în care ne aflăm noi, în starea noastră naturală. Tot în această epistolă, dar la capitolul 4, versetele 3 și 4, Pavel spune așa. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slave lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Deci, fără intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, noi suntem în orbire spirituală. Desigur, mesajul lui Pavel nu este singular. Domnul Isus spunând că fără intervenția Duhului Sfânt este cu neputință să vedem împărăția cerurilor. Duhul Sfânt este acela care îi atrage pe oameni la Domnul Isus. Însă, dragii mei, trebuie ca noi să acceptăm această invitație a Duhului Sfânt și să ne întoarcem la Domnul nostru. Odată cu întoarcerea noastră către Dumnezeu începe și procesul transformării noastre. În acest proces, un rol deosebit îl are dezvoltarea viziunii și înțelegerii noastre. Pavel spune în versetul 16 din acest capitol 3: Că atunci când cineva se întoarce către Dumnezeu, vălul este dat la o parte. O parte acoperită de acest văl, de această maramă, sunt lucrurile referitoare la ceea ce trebuie să facem noi pentru obținerea iertării. Dar mai sunt multe nenumărate lucruri cu privire la persoana Domnului Isus, Dumnezeul nostru, pe care trebuie să le cunoaștem. Este o schimbare a perspectivelor noastre, a înțelegerii noastre. Eu unul îmi aduc aminte de modul în care citeam Scriptura înainte de a avea o relație personală cu Domnul Isus, o relație bazată pe credința în jertfa Lui. La vremea aceea, Biblia nu era pentru mine mai mult decât un roman bun, Ba, uneori mi se părea mai plicticoasă chiar decât alte cărți pe care le citeam. Îmi plăceau istoriile lui Iosif, lui Samson, lui David, îmi plăcea ceea ce găseam scris despre Domnul Isus, dar nu vedeam nimic deosebit în toate acestea. În momentul în care am înțeles că sunt un păcătos și m-am rugat lui Dumnezeu să-mi aceste păcate și atunci când am cerut ca Domnul Isus să devină domn în viața mea, adică gândurile, acțiunile mele să fie în controlul lui, totul s-a schimbat. Atunci am înțeles că istoria lui Iosif nu este numai istoria unui om plin de virtuți, ci este istoria unui om care îl reprezenta pe cel ce avea să vină peste veacuri pentru a lua păcatele noastre. Așa cum Iosif a pregătit un loc pentru frații lui în Egipt, așa cum el a fost izbăvirea fraților lui și cel ce a contribuit la formarea poporului evreu, în aceeași manieră, Domnul Isus este izbăvitorul nostru. El a venit aici pe pământ pentru a pregăti premisele formării unui popor al său, un popor de răscumpărați, un popor a căror curăție este dată de credința în jerfa lui. Aceasta este ceea ce am înțeles atunci când Duhul Sfânt a dat la o parte marama de pe ochii mei. Dragul meu prieten, poate mai citești încă Biblia ca pe un roman. Încă nu vezi planul pe care Dumnezeul are pentru mântuirea ta, Fă pasul credinței și cere iertare. cere să-L facă pe Fiul Său, Domnul vieții tale. Întreaga perspectiva vieții tale se va schimba. Se va schimba pentru că Duhul Sfânt mai face un lucru. Aduce eliberare. În versetul 17, Pavel spune că -și Domnul este Duhul și unde Duhul Domnului este, acolo apare slobozenie. În general, noi oamenii vrem să avem relații unii cu alții. Dar, de fiecare dată, noi să fixăm limitele. Noi vrem să controlăm lucrurile în care ceilalți se implică, lucrurile private, acolo unde numai noi avem acces. Este oarecum normal să existe anumite limite. Din păcate, însă, este o tendință de a manipula, de a-i folosi pe ceilalți. Le dai voie celorlalți să vină în viața ta, să intervină în viața ta, în măsura în care sunt folositori. Dar atunci când este vorba ca tu să devii folositor pentru ei, este altceva. În același mod ne purtăm și cu Dumnezeu. Vrem să controlăm noi situația. Nu vrem să fim prea implicați. Nu vrem să ne consideră ceilalți niște habotnici, niște exaltați religioși. Nu. Noi vrem de fapt libertate. Din această cauză, unii oameni consideră că a te încrede în Dumnezeu. În a asculta de voia lui, înseamnă, de fapt, subjugare, limitare, sclavie. Dar este adevărat? Scriptura ne spune că Duhul Sfânt este cel care aduce eliberare. Să luăm numai un exemplu. Duhul Sfânt mai este numit de Domnul Isus și Duhul Adevărului. Cu privire la adevăr, Domnul Isus spune: Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, adică liberi. Dragii mei, Adevărul aduce eliberare. Ați mințit vreodată? Nu vi s-a întâmplat să spuneți o minciună, și apoi a fost nevoie de alta, și apoi de alta, un lanț întreg, numai pentru că ați început cu una. Și a trebuit să susțineți acea minciună. Minciuna înrobește, dar nu numai ea. Alcoolul înrobește, drogul, sexul, lăcomia și multe alte lucruri care constituie păcatul omenirii păcatul înrobește. Duhul Sfânt aduce eliberarea. Duhul aduce eliberare pentru că aduce iertare și curățire. Iată ce spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Noi putem să spunem că nu am păcătuit, dar tot el ne spune că atunci îl facem mincinos pe Dumnezeu, și noi știm bine că el nu poate minți. Dar, dragii mei, Duhul Sfânt ne aduce vestea bună. Atunci când mărturisim că am păcătuit, el este binevoitor, plin de dragoste și își respectă cuvântul, promisiunea că ne va ierta. Vedeți, noi facem un singur lucru, iar el două. Noi mărturisim păcatul nostru, iar el iartă și curățește. Iertarea știm cam ce implică. Dar curățirea aceasta, dragii mei, este una radicală. Este numai înlăturarea unor pete. Este transformare radicală. Pavel ne spune că cine este în Hristos este o făptură nouă. Ei bine, nimeni nu poate face lucrul acesta decât cel ce este stăpânul acestui univers. Nici o ideologie, nici un sistem politic sau economic, nici o descoperire științifică sau de oricare altă natură nu poate face lucrul acesta, cu excepția celui ce ne-a creat. Prin Domnul Isus, El restaurează în noi chipul și asemănarea sa. Chipul și asemănarea sa care au fost distruse de păcatul intrat în viața omenirii prin prima pereche de oameni. Iată, dragi prieteni, ce face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este lucrarea lui, lucrarea Dumnezeirii. Sfeșnicul și uleiul din candelele cortului despre el vorbesc. Aceste două elemente aduc lumina și din această cauză uleiul nu trebuia să se termine. Lumina nu trebuia să se stingă. Iată ce spune Dumnezeu lui Moise. Aron și fiii săi să-l pregătească în cortul întâlnirii, din coace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașilor și pe care copiii lui Israel vor trebui să o țină. Lumina trebuie să ardă înaintea Domnului. Duhul este acum înaintea Domnului nostru în lumea cuprinsă de întunecime spirituală. Pentru toți aceia care acceptă călăuzirea ei, lumina aceasta ne conduce în prezența lui Dumnezeu. Dar care este răspunsul nostru? Ne lăsăm noi convinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Acceptăm ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi? Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.